sfârșitul lumii, până când tot un jur se va opri. Te voi iubi cum n-a făcut-o nimeni, trecând prin toate noapțele de gri. Andia, sau Diana Constantin, după numele ei real, are 25 de ani și este din județul Neamț, comuna Ioncreangă. A început să cânte muzică populară de la vârsta de 12 ani, însă de mică visa să cânte pe marile scene și să devină un artist de muzică pop apreciat. Țin minte, eu în camera mea am luat deodorantul, cum cred că marea majoritate a artiștilor făceau asta. Îmi luam deodorantul și mă plimbam în cameră, patul meu era pe mijloc oarecum și e ca și cum aș fi avut două bucăți din scenă. Și atunci mergeam și pe partea asta, eram și pe centru și mergeam și pe partea dreaptă și făceam așa, eram Beyoncé, adică aveam tot scenariul în cap. Eu încă visez. Nu m-am oprit aici, ok, am ajuns în acest punct, dar simt că încă mai am foarte mult de muncă și eu încă mai am chestii pe care vreau să le realizez. Eu am avut ideea asta că de acum începe succesul de când, cred că de la Salcâmii, când mi-am putut arăta mie ceea ce pot să fac. Momentul în care ochii au fost țintiți către mine a fost la sfârșitul lumii. Te voi iubi până la sfârșitul lumii, până când tot un jur se va opri. Te voi iubi cum n-a făcut-o nimeni, trecând prin toate nuanțele de gri. A fost un boom de reacții și a fost un val de aprecieri și totul a fost viral peste tot. Mă auzeam, primeam și eu mesaje de la prieteni apropiați, te aud, te văd peste tot, ești minunată, bravo, felicitări. Spun sincer, primele zile n-am putut să asimilez ceea ce mi se întâmplă. Nu știu dacă a fost de la șoc, de la ideea că nu mă așteptam. Totul a fost brusc, a fost deodată și a durat puțin până am zis, băi, piesa e virală, e peste tot. În 2018 s-a mutat la București pentru un master în economie, dar mereu cu gândul să-și îndeplinească visul de a avea succes în muzică. Timp de 4 ani a avut diverse joburi cu care a reușit să se întrețină, dar nici o clipă nu a renunțat la marea ei dorință. Ce job aveai? Eram brand ambasador la un brand de țigări și produse electronice. Da. A fost frumos, a fost o experiență, m-a responsabilizat, am învățat cum să chibzuiesc banul, am învățat cum să ai un program fix, cum e să te trezești dimineața, cum e să faci tură dublă, că se întâmpla să mă trezesc de la 8 și să ajung acasă la ora 12-1 noaptea. A fost muncă. La versurile astea, știu că tu aveai alt ritm. Așa este? Da, muzica populară a fost cu straie moldovenești, cu altă poziție, altă postură, așa. Numerii drepți, tot timpul. A fost un moment, țin minte, uite că mi-am adus aminte acum, când zâmbeam și atunci când am coborât de pe scenă, mă dureau obrajii, pentru că stăteam așa. Trandafir de la Moldova, te-aș iubi, dar nu știu vorba. Trandafir de la Moldova, te-aș iubi, dar nu știu vorba. Da, e o plăcere de-a mea, muzica populară, mie în sânge și nu o să-mi dispară niciodată. Am fost într-un ansamblu folcloric, Pietricica de la Munte se numește, din Piatra Neamț. Și de ce muzică populară atunci? Aveai și în familie pe cineva să te îndrume spre asta? Eu, provenind din provincie, acolo muzica populară se ascultă mult mai mult decât aici în București, din ce am văzut. Și s-a păstrat tradiția, iar pentru ai mei a fost foarte frumos să mă vadă cântând muzică populară dacă totuși am voce. Ce artist de la noi apreciezi tu? Și vreau să-mi spui atât din muzica ușoară cât și din muzica populară. Din muzica populară, Laura Lavric,
Îmi place foarte mult Laura Lavric, Margareta Clipa. Erau repere când cântai tu muzică populară. Da, erau. Chiar și acum, îmi place foarte mult vibe-ul lor, veselia lor, cum interpretează ele pe scenă. Iar de muzică ușoară sunt foarte mulți. The Motans, Irina Rimes. Ce ai simțit la primul concert? La primul meu concert... Prima dată când ai urcat pe scenă? Emoții. Nu știam... Nu mai știam versurile. Nu știam cum să pășesc pe scări, să intru pe scenă. Și când ai văzut marea de mulțime în fața ochilor? Mi s-au tăiat picioarele. S-au trecut niște gânduri. Mi s-au tăiat picioarele. A fost panică, panică totală. Au nebunit salcâmii de atâta primăvară, umblă de spuiați prin ceruri, cu tot sufletul pe afară. S-a îmbătat pădurea verde, păsările s-a iurite, au nebunii salcâmii, și tu vrei să fiu cu minte.